obstacol extrem de mare. Aș vrea să mulțumesc cu această ocazie omului care îi se datorează această colaborare, omului care ne-a unit toți astăzi aici, omului care va fi într-un fel în fruntea noastră, Dorin Chirtoacă, pentru că spre Dimitrie lui vom merge și absolut toți chișinăuienii, locuitorii Chișinăului trebuie să înțeleagă că este o mișcare nu atât împotriva lui Dorin Chirtoacă, cât împotriva managementului prost al capitalei și înlăturării acelor obstacole care stau în fața dezvoltării orașului. Totodată vreau să spun că există o înțelegere foarte clară că această cooperare dintre diverse partide, diverse persoane cu foarte diverse viziuni nu va fi ușoară, dar ne asumăm această încercare ca un test inclusiv pentru noi de a vedea în ce măsură noi putem să depășim anumite neînțelegeri ideologice care pot să se mențină și să se prindeze în această perioadă la nivel național, anumite discuții politice, este absolut normal pentru societate, dar este important să construim o cale, un drum paralel, pe care un drum al cooperării, un drum al lucrului comun pentru a asigura dezvoltarea în municipiul Chișinău și noi suntem gata să o facem și să participăm la acest